Normal, fraților, și mă găsim la un nou episod pe acest canal, un nou episod din seara asta de seara de la Multiplayer. Suntem aici pe serverul Black Bucket Pro, abia m-am trezit și eu. Suntem luni de dimineață, pe 4 martie 2019. În această zi, mirror bolantă, putem spune, vreau să împlezi mod pui cu Loop Shooter. Pentru că mi-a spus puțin și pe Discord, puțin și în comentariul anterior. Să aici sunt câteva mașini, bă, am stat, uitați și cât am stat să mi le respamez pe toate, deci mamă, să mor. Asta e un NRG. Am 3 NRG-uri, dar nu am să le respam pe toate, ai decât unul, știi? Asta e un NRG frumos. Vă zic acum, nu, o să vă zic cum puteți să-l luați. Aveți un link de descriere, un link cu form baghet. Intrați acolo și acolo aveți multe, mult mai multe detalii. Puteți să luați cum... cum e mod pe costa, adică cum e mașina asta, puteți să luați doar mașina asta, puteți să luați doar motocicleta asta, puteți să luați doar bicicleta asta, puteți să luați decât mașina asta, decât străzile, decât cum se cheamă, decât cerul, decât skinurile și așa mai departe, decât hood-ul, decât map pe mod și așa mai departe. Sau puteți luați tot mod pe cum l-am luat și eu, da? Aveți acolo, bă, vă spune mură murată să mor, vă spune tot ce trebuie și... odată ce ați ajuns acolo, dați și voi o reacție, ceva, un upvot sau o inimă, ceva acolo frumos, ceva place vouă. Așa, hai să vă arăt și așa mașinile în alta, deci asta e RG-ul. Așa. Hai să vedem, asta este Infernusul. Bine, mai sunt mașini, dar n-am eu, mai și Super GT-ul, mai sunt destul de mașini. Dar afla și voi pe Marcos. Asta e un... Bugatti frumos de pe mod de pe Infernus. Frumos rău. Da, mi-mi place. Da, mă, nu e first person să vedeți cineamântul. Dar e frumos oricum Infernus ăla. Ăsta e buletul. Și buletul pare foarte, foarte frumos. Super, super buletul. Foarte șmecher. Hotel Gun l-am respamat pe amândouă. Asta e B-ul și asta e A-ul. Am vrut să văd dacă și iau un modpack, adică au moduri speciale pe ele de mașină, dar am văzut că nu. Aici ce să vă zic, dar nu știu cum să vă zic, dar e puțin buguit ăsta să mor. Poate doar de la mine, adică nu e buguit. Vedeți și voi VIP-ul ăsta unde stă. Nu-ți dai seama, e mașina, vă dați seama, e mașina super transformată și e normal să nu fie la fel, la fel. Deci în rest e structurat o șmecheră. Acest something să mor, e șmecher. Haideți să vedem și buff-ul. Mătăbou, bine, nu are rost să mai mă uit pe mătăbou, mătăbou e așa, e... oricum e și frumos mătăbou. Buff-ul injectorul. A, uite ce frumos e. A, pare așa micuț de epocă să mor. Ce șmechere de epocă, frumos. Bine, eu cred că de-aia am face la cât am 34 FPS-uri. Uite, să ducem pe asta. O să facem și quest-ul mâine, acum vreau să prezint doar mod pe ăsta. Frumos, uitați, e tot ce trebuie, nu știu. Părerea mea. Chiar îmi place. Și hai să vedem cum avem greu. Avem quest-oare? Să-l cumpăr și la mamă să morci. Ne-a prins la fix. Avem quest. Hai să urcăm aici mașina asta, avionul ăsta, elicopterul ăsta. Lovesc asta. Dar de ce pot să mă așa? Ușor. Merg, cred că am mai văzut mult pe costa la... de mașină la... cineva. Oricum e foarte frumos de lucrat, că a stat foarte mult și dar... asta foarte mult să facă și poze și tot și merită oricum. Apreciat pentru chestia asta, deci ați ajuns acolo pe form. Apăsați frate acolo o reacție frumos. Cum vă place mie, wow, like, upvot, ceva acolo, nu știu. Nu sper că mor. Bă, am murit, dar am 7 bucket pe aici. Respect pe aici și 143 de caca. De ca 143 de mii 10. Anunți. E ok. E ok, haideți acum unde să mergem. Bă, să vă arăt și armele. Astea sunt skinurile, bine, sunt skinuri și mechere, bombă. Skinurile sunt HD foarte frumos.
are câteva arme. Asta e Deagle-ul. O să vă le arat așa frumos. Deagle-ul, MP5, MP4. Bă, da, stai că, cred că sunt verzi toate. Nu știu, cred că, da, cred că sunt verzi. Adică verzi, albastre. Wardrobe. Stați ca să vă arăt și skin-urile alea care le am eu, de civil. 32. Uitați, câteva skin-uri, bă, asta una alta, asta așa, asta așa. Uitați aici, frumos, una alta, mă, ce frumos arată asta. Și câteva skin-uri sunt și modificate, cum l-am eu pe ăsta. E un skin foarte de civil, urât, urât, urât pe penal. Dar ce modificat, e frumos să mor, e chiar șmecher, mi-e place. Mamă, crezi că mi-am luat să mor. Așa, una alta, uitați, e frumos, frumos, una alta, uite. Bine, aia nu era skin, așa, nici ăsta, nici ăsta. Bine, sunt unele, nu sunt toate, să vă dați seama. Bă, ce șmecher asta? Să mi-am pe asta? Oricum, cred că știu cine e. E foarte simplu să schimbați asta din stâng cu bagel VTF. Dacă nu reușiți, o să vă ajut eu să schimbați. Dacă nu reușiți nici să vă, frate, nu știu să despalm mod pe cu. Și îmi dă crash când intru, că și mie mi-a dat crash și mi-a dat seama cum trebuie făcut, știi? Cine dacă era ăla care a intrat în casa? Am crezut că vine după mine. Că a intrat cineva în casă? Sau eu sunt prost? Lol. Bă, da, mă, a intrat cineva în casă cu mine odată. Adică când am vrut să ies eu, a intrat cineva. Hai că am lăsat seara un film horror, deci cred că... Hai că, dacă e... ce să vă mai arăt? Mașinile, sunt astea, să merg mașina asta, că chiar îmi place să merg cu mașina asta, nu știu, să mor. Mi se pare și pe chiar. STT, are STT? Are și STT, uitați, iarna așa frumos, iarna, doamne, coie să mor. Se vede că e dimineață, noaptea frumos, una alta. Uite, frumos, frumos, una alta. Fac, aveți aia și se schimbați, deci să schimbați vremea set 1, set 2, set 3, așa mai departe. Set 4, ați înțeles, băi, set 7, 10. Bine, nu e nimic diferit. Adică, nu. Ăsta l-am mai găsit. Ăsta e Temsicu, cred că e după model, pro, cred. Cred că o să-l schimb pentru că îmi face puțin lag. Străzile sunt astea, frumos, una alta. Mapa pe mine, una alta. Are modul ăla în care nu te pune AFK, nu mai știu, Sapadon, parcă. Și aveți TT aici, mod de fixeu. Arim Cars. Gun, ați văzut și voi, hartă, harta asta. Asta, da? Asta e harta. Dar n-apăs pe aia pentru că iau crești, că am mai făcut odată. O să... Texturi, roți HD, skin-uri, skyboard. Vegetație off. Hai că e vegetație off dacă e. Ba da, uite că e vegetație. Are ce vegetație off, hă? Gen, uitați, e pomnii pe pulă și la așa mai departe. Că nu are pomnii aia și ai șmecher. Mie chiar îmi place mod pe cu, frate, adică dacă, na. E super mod pe cu, adică se vede că e lucrat. Bine, puțin, na, e un medium PC, nu cred că e deloc PC, pentru că, na, are deloc PC, nu e atât de optimizate, na, dacă ai idee. Deci cei care nu știu quest-ul, vă duceți la o floare de asta care o vedeți în partea dreaptă, apăsați pe C frumos, luați floarea, dați fiind gear, vă duceți la o fată, 400 de metri, uite are și de asta, asta cu distanța am băgat eu, și aia cu, deci dacă vreți, nu știu, o să vă dau eu, dacă chiar vreți, o lăsați în comentarii în acest episod, și îi spuneți dacă vreți și voi asta cu distanță, asta cu 93 care e HP-ul la mașină, tot aici 93 și nu știu ce mai băgat, da, cop CBD-ul, help, recomand, dar alea nu vă dau, vă dați seama. Nu prea aveți ce faceți pe el, dar ca idee. Și ce mai am pe acolo băgat? Mamă, o grămadă. Câteva binduri și de asta. Scrie vreau flori. Să mor, te vreau flori. Ce nebun de TV să mor, sau ce drău cine a făcut. Trebuie, cred că a făcut să mor. Da. Așa, bă, de ce se și pe acasă terminat? Dar e delay foarte mare, frate, e delay foarte mare să mor. E delay, 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 delay. Am făcut ceva la lângă ieri, pe la 8 după ce am venit de pe afară și da. Deci, ca să știți, intrați, vă las un link, primul link din descriere, în form acolo, intrați pe topicul ăla, e mod pe cu lui, apăsați acolo
frumos primul link, adică primul link, scrie acolo un titlu, poți să-l descarci mod pack-ul. Dacă nu și vrei să descarci la bucate, adică dacă vrei să descarci doar modul ăsta pe buff, da? Nu așa cum se numește de aia dată. Am oprit și motorul și după aia l-am pornit. Te duci acolo și scrie acolo, bă, poți să cumperi acolo, pac, 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 știi? Și la pe mașină, am văzut și eu. Are câta mai pagina, frate, și e clar că e muncit, are poze după fiecare, texturi, ați văzut și voi, e foarte super, super, super mod pe ăsta. Are, na, mediu PC acolo, un low, mediu PC, depinde cum vreți să-l faceți. Mamă, dreapta, cât zici cu aia, nu sunt, ce mai are? Codul ăsta puteți să-l schimbați dacă vreți. Na, baget WTF dacă, bă, nu puteți să schimbați asta. O să vă fac eu mod pe, adică un video iar separat, în care o să vă arăt cum să schimbați și asta, să puneți ce nume vreți voi. Da? Și hudul la fel și de asta, dacă nu vă place ceva anume, știi? Și fondul să fie alt fond, să, na, că nici mie, cred că o să-l schimb până la urmă. Dar mi-e frică să nu iau crash. Și mod pe, uitați cum o să-l faceți. Descărcați prima oară modul.ro/UTA, descărcați de gol, îl băgați într-un folder, instalați sample peste el și apoi băgați mod pe costa. Deci atât, băgați mod pe costa și dacă vreți, dați un restart la samp și după aia îl instalați din nou sample, da? Ca să nu se pună probleme sau ceva de genul. Și atunci ăla e, știi? Eu am mai băgat ceva în Cleo, în alta, am băgat și samp funcs, de-aia văd ăsta ID-ul meu 21 în joc și da, sunt multe care am băgat. Mi se pare, da, cred că da, mi se pare. De nu, hai să vedem, ID 1, da? Poți dați așa, SMS 1S. Și îi dați SMS individului, ok? L-am avut și eu, dar mie îmi dă crash. Adică nu îmi dă crash. Acum dacă dați, dacă eu dau cute și cât stau, să mi se iasă din joc foarte mult. Și o să mi arată joc cam la crash. Nu că am dat slash cute. E ceva de la Windows pentru mine, nu știu. Dacă și voi mi se întâmplă la fel, la fel ștergeți ceva din Cleo, e fone sau ceva, deci cu ceva cu telefonul oricum. Deci cam atât, cred că episodul, nu uitați să apăsați butonul de like acolo să fim foarte, foarte frumos. Cred că filmez de vreo 13 minute și ceva. Da. Mie chiar îmi plac mod pack-ul ăsta și e chiar wow. Opresc filmare, acum am 70 de FPS-uri și e decent și o să opresc texturile astea care îmi place, vegetația e ok, că e off. O să cred că îmi bag un alt cer și străzile cred că la fel. Mașinile cred că le scot împreună cu skin-urile. Sau mașinile le mai las, pentru că sunt frumoase. Să mor dacă nu sunt frumoase, da? Deci, hai că v-am pupat până pe data viitoare, adică până pe mâine, la un videoclipul la care vom face cu asta și vă duce la flori. Că e 5 martie, până la urmă, na, 5 martie, O să mai facem acolo una alta. Cât trebuie să facem? 150, nu? Da. Dacă e mult de că e. Deci cam atât de episodul, nu uitați să apăsați butonul de like și vă duceți acolo în pofor, frate. Vă duceți acolo în pofor și dați o reacție lui Shielder pentru că a făcut modurile astea foarte, foarte frumoase și știu că am muncit din ele, cât și eu mi-am făcut atâtea modpack-uri până să filmez. Am stat ca handicapatul, deci am stat, frate, ca handicapatul să bag un mod, îmi dătea crash, reinstalam sample, făceam tot. Măgam sapandonul, mergea la fel, reinstalat din nou sapul, mamă, și cât am stat și dau seama că a făcut. Bine, nu sunt optimizate atât de wow, dar totuși, e muncit, se vede clar că e muncit la ele și na. Deci cam atât cu acest episod, asta e ultima oară când zic. Ne revedem mâine la un nou episod, până la data viitoare, vă doresc mai bine și sănătate că e mai mult decât toate.